Problema mamelor minore este și în atenția preoților. Reprezentanții importanței comunității aceștia spun că, în mare parte, nu fetele sunt adevăratele vinovate, ci sunt victime ale unor familii care nu își fac timp pentru a se implica în educarea propriilor copii. Nu își dau copiii la școală. Ei, în aceste comunități, măitișul fetelor, în ghilimele, de fapt, datul fetelor în grijă a unor bărbați mult mai mari ca vârstă, ar trebui să fie infracțiune, pușcărie treaba aceasta. Educația sexuală o face părintele, mama și tata acasă care își cunosc copiii. Preoții mai spun și că abandonul școlar și implicit lipsa educației le fac pe tinere victime sigure ale adulților care au interese obscure. Lipsa educației este cea deci care... Deci educație sexuală. Lipsa educației. Copilul care nu merge la școală devine un copil mai limitat, mai prostuț, că stai cuvântul, care e ușor manipulat de fiecare extrog care își dorește o fetiță mai tânără după ce fac niște pedofili, dacă mă gândesc bine, la dăpostul libertății pe care legea o permite. Când se va aplica legea peste tot legat de relații acestea, care deja acum sunt prezentate. Nu uitați că s-a schimbat codul penal de pe timpul nu știu cui. Cred că lui Ponta când a spus că legătura sexuală cu minor nu mai este infracțiune. Acum iar au dus o dezbatere și s-a interzis. Dar acolo să vedem, unde practic deschizi ușa largă și permiți o trăvie să invadeze spațiul public și apoi te miri de ce apar astfel de lucruri. Dar școala este cea care ne învață să ne creștem copiii sănătoși și care ne ajută copiii noștri să își pregătească viața intimă, așa cum zicem, pentru o perioadă când această vârstă este, de fapt, este propice. Prin proiectul Copilărie Nefericită Copii cu Copii, Asociația Human Help, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași, își dorește reducerea numărului de minore care devin mame și sprijinirea acestora în vederea integrării sociale și familiale.